Cristian Tănase, președintele Asociației Generației de azi. Cristian, sunteți deja la a câta ediție acest eveniment pentru voi? A treia ediție a școlii de vară, mai avem o școală de iarnă până în prezent. E ceva ce nu prea se face în România sau nu atât de mult cât ar trebui să se facă, iar ce ați reușit voi să face este atât de interesant încât este bătaie, ca să spun așa, cu ghilimele de rigoare, încă din momentul în care lumea se înscrie pentru locurile de participare pentru această tabără, dacă putem să-i spunem așa, la modul general. Da, într-adevăr, anul acesta când am dat drumul la înscriere, în prima zi am avut 65 de înscrieri, în total au fost 250 și, din păcate, numai 100 de participanți am putut să selectăm. Pe ce criterii selectați pe cei care participă? În afară de întrebările clasice, motivația lor, ce își doresc de această școală de vară, anul acesta am vrut să le stabilim și creativitatea, să vedem cât de creativi sunt. Și am avut 3 întrebări de creativitate, de exemplu, ce spune o brânză când stă la poză sau o urmare 100 de picioare cu care picior pășește primul atunci când stă la semafor. Și am avut niște răspunsuri foarte creative și pline de idei. Spune-mi, cât de greu a fost să-i selectați pe oameni? Sunt tineri de astăzi, sunt creativi, ești la vârste ceva mai mici? Pentru că voi aveți o plajă destul de largă, de la, eu știu, 16 ani, îmi spuneai, până spre 25 de ani. Da, a fost destul de greu pe anumiți tineri să-i selectăm, să-i departajăm, și au mai fost și tineri care participă pentru prima dată. S-a văzut din acele formulare de înscriere, în funcție de răspunsuri lor, ne-am dat seama că ei participă prin primele dăți la o astfel de experiență, ceea ce ne bucurăm în momentul în care vin pentru prima dată, pentru că am putea spune îi formăm noi într-un mod foarte constructiv. Voi preferați să aveți tineri cu care ați mai lucrat sau sunt tineri cu totul noi de fiecare dată? De fiecare dată avem și tineri cu care am mai lucrat, dar avem și tineri noi. De exemplu, la această școală de vară din 100, undeva în jur de 20 de tineri sunt din edițiile anterioare. Ok, haide să vorbim despre școala de vară. Unde are loc, în ce perioadă și după aceea detaliem și celelalte aspecte, ce se întâmplă acolo? Școala de vară, tineri de azi, adulții de mâine, are loc în perioada 23-29 august în Eforie Nord. Ok. Unde veți sta acolo în Eforie Nord? În Eforie Nord vom fi cazați la o pensiune, într-un complex hotelier, să spun așa, și cu siguranță ne vom distra și vom face lucruri, vom învăța lucruri noi într-o manieră non-formală. Deci, cu alte cuvinte, nu doar stați, citiți și, eu știu, învățați toată ziua, ci faceți și alte lucruri mai deosebite. Da, avem teatru, avem dans, avem muzică, film, pantomimă, fotografie. Am încercat aceste abilități practice, am putea spune, ca fiecare tânăr să și le redescopere. Dacă este făcut pentru muzică, dacă are inclinații spre fotografie sau spre teatru. Cine decide programa sau programul unei asemenea școli de vară? Ești tu singur? Decizi cu altcineva? Structura școlii de vară este decisă cu coordonatori de proiect. Suntem 13 la număr, plus trainerii pe care îi avem și ne-au susținut încă din 2014, când am avut prima ediție, iar cu toții punem la punct conceptul actualei sau viitoarelor ediții a unei astfel de școli de vară, iarnă. Există un concept pentru această școală? Am încercat, anul acesta am schimbat conceptul față de anul trecut la școala de vară, când același curs era făcut de către toți participanții. Anul acesta un participant poate participa la un atelier în cursul dimineții și la un workshop după amiază. Am încercat să combinăm școala de vară cu școala de iarnă de anul acesta și a ieșit o altfel de școală de vară. Haideți să enumerăm pe scurt atelierele și workshopurile care au loc dimineața și ieri și seara. Atelierele în cursul dimineții sunt 5, management de scriere și management de proiect, educație non-formală pentru angajabilitate, scrierea unui curriculum vitae, facilitare grafică, curs de orientare vocațională și eficacitate, stima de sine și managementul timpului personal. Iar workshop-urile? Workshop-urile, le-am spus, muzică, teatru, film, dans, pantomimă și fotografie.
Dar mai avem și două sesiuni de Meeting Brain. În prima sesiune au de ales între tehnologie și marketing, iar în cea de-a doua dintre planificarea unui eveniment ghid practic și prim ajutor. Cine sunt invitații speciale ai acestei ediții? Avem trainerii, sunt certificați, iar pe lângă acești traineri mai avem și două discuții libere. La una dintre ele va participa părintele Eugen Tănăsescu, iar la cealaltă va participa cineva din partea Universității Ovidius, fiindu-ne și principal partener ai acestui proiect. Îmi spuneai ceva de un muzician sau e o surpriză? Nu-l dezolim. Muzicianul, da, evenimentul, atelierul de muzică, va fi susținut de către artistul Johnny King. A fost și la școala de iarnă și a făcut senzație pe acolo. Atelierul de muzică a făcut senzație și ne așteptăm și anul acesta cel puțin la fel să iasă. Spune-mi, uite-te la cameră, de fapt, și spune-le tinerilor, transmite-l un mesaj celor care vor să participe la astfel de evenimente viitoare, pentru că acesta nu se mai poate. Ce gen de oameni căutați voi și cu ce vor rămâne după un astfel de școală de vară? Tudor Chirilă spunea că dacă vrem să schimbăm ceva, ar trebui să ne facem niște haite de oameni deștepți. Tindem să credem că școala de vară, tinerii de azi, adulții de mâine, acolo se întâlnesc acei oameni deștepți și am devenit o haită. Căutăm tineri aceia creativi care încearcă să schimbe lumea, să uite formalul cu care sunt obișnuiți în viața de zi cu zi, iar cu siguranță în momentul în care ei și voi vă alăturați nouă, veți pleca cu, în afară de acel bagaj plin de amintiri, veți pleca cu dorința de a schimba pe cei din jurul vostru, de a vă implica în comunitate, cu alte cuvinte, de a schimba România.